blocul electoral Renat Usată săptămânal crește cu 2,5-2,7. Asta este pentru noi. Deci noi suntem unici care sunt într-adevăr într-o creștere mare. Și tot timpul am crescut în campanie, asta o recunosc și sociologii și cei care spun că da, iată, Usată în sondaj are puțin, dar cei care îl susțin pe Usată, ei nu prea participă în sondaj. De asta tot timpul și noi avem cu 10 mai mult decât s-a prognozat. Sau când BOP-ul și alte organizații, când m-am întors în țară în 2019, spuneau că nu, când Bălțu o să fie turul 2 cu socialiștii, îi spuneau că să am 32-34, numai că au fost 63 sau 64 în primul tur. Ultima întrebare la acest subiect. Recent dumneavoastră ați făcut o postare și chiar ați declarat că unele partide de dreapta ar comanda unele sondaje pentru a defavoriza rezultatul partidului sau blocului pe care îl conduceți. Spun... Cine sunt aceste partide și de ce lor este interesant cât de mult influențează aceste sondaje? Deci astăzi sunt unele sondaje de stânga organizate de Igor Dodon prin Cash, care nici nu îl fac sondaje, doar desenează. Și le spune Dodon, așa îi scriu. Și apropo, un orice sondaj din ele, eu puteam cu 1000-2000 de euro să-mi scriu câte procente vroiam, așa cum o face Dodon. Eu nu mi-am permis niciodată acest lucru. Și ținii de dreapta, eu am spus altfel. Că sunt unele organizații, cum ar fi Watchdog, care astăzi au aceeași finanțare care au avut-o și cei de la PAS. Mă refer când au lucrat în diferite proiecte, au fost achitații de diferite fundații, au aceiași sponsori. Și vă dați seama că dacă au aceiași sponsori, nu poate astăzi același Watchdog să-i facă promovare altcuiva decât PAS-ului. Adică sunt prin sondaje oricum se face promovare, dumneavoastră, da, spuneți. Adică da, ei da, niciun sigur că sondaj da. Vă dați nu seama arată când și sondajele lui Dodon și cei de dreapta spun că nu vor fi, iată, doar două partide în viitorul Parlament. Eu am avut o discuție cu ei înainte de prezidențiale, când au spus, nu, că arată 6.1, cu o săptămână înainte de alegeri. Eu zic, dar dacă greșiți cu 10%, ei nu, cu 10 nu, putem greși cu 3-4 maximum și nu cu 10. Chiar în ziua când a fost organizat exit poll în ziua alegerilor, ei au spus 11 și am avut 17. Adică cum au dat un bară cu 10% și vă dați seama, asta dezorientează mult cetățenii, gândesc, aha, dar cum să-i votez pe cei care nu trec? Sau trebuie să fie deja fani de ăștia de mulți ani? Vorbesc de toate partidele, nu vorbesc astăzi de blocul electoral Renat Usată. Și asta este tot un fel de manipulare pentru a manipula cetățenii. Băi, uitați-vă, iată ăștia doi. Fix așa eram prezidențiale când nu era clar nimic, dar deja cu 4 luni înainte de alegeri se promova Igor Dodon și Maia Sandu în turul 2. Înțelegeți? Și în situația asta este de multe ori cam greu să ajungi la fiecare cetățean. Da, eu am avut deja sute de întrevederi cu cetățenii de la sud până la nord, avem o echipă care muncește toată țara, dar nu poți să-i spui fiecărui om, adică să ajungi la el să discuți cu dânsul ochi în ochi.